Weekend de coșmar pentru medicii din spitalele ieșene care tratează pacienți infectați cu COVID. Timp de 4 ore, ambulanțele care ocupau curtea Spitalului de Boli Infecțioase și a Spitalului Sfântul Spiridon cu pacienți infectați în stare gravă au rămas fără oxigen. Medicii susțin că un pacient pozitiv dependent de locul ATI poate muri în 24 de ore fără terapie cu oxigen. Garda din acest weekend a fost un coșmar pentru medicii de la unitățile din prima linie, dar și de la Serviciul Județean de Ambulanță. În ultimele două zile au murit 22 de ieșeni infectați cu COVID. De mai bine de o săptămână nu mai există niciun loc liber la ATI COVID, iar de câteva zile nici pentru pacienții non-COVID nu mai există vreo șansă de intervenție chirurgicală. Ieri, pentru prima dată în pandemie, primul pacient COVID pozitiv din Iași, care suferise și o amputație de membru, a fost transferat la spitalul din Fălticeni.